Bună dimineața! Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la această conferință de presă. Sunt Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex și împreună cu colega mea, Mariana Dobrovolski, vom prezenta astăzi raportul de monitorizare privind implementarea planurilor strategice ale Comisiei Electorale Centrale și ale Centrului de Instruire în domeniul electoral CIGDE, pentru anul 2022. Trebuie să menționăm că este al treilea raport de monitorizare realizat de Asociația Promolex din cadrul sau în baza strategiei pentru anii 2020-2023 a Comisiei Electorale Centrale și a Planului Strategic a CIGDE. Activitatea este realizată în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate cu suportul financiar al partenerilor Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Acest raport de monitorizare este realizat de Asociația Promolex începând cu anul 2016, deci și precedenta strategie a instituțiilor respective, sau strategii, mai bine zis, a instituțiilor respective, la fel au fost monitorizate, deci este o continuare a eforturilor. De asemenea, este necesar să menționăm că în cadrul acestui raport pentru anul 2022 sunt evaluate 51 de sarcini incluse în planul strategic al Comisiei Electorale Centrale și 38 de sarcini incluse în planul strategic al Centrului de Instruire în domeniul electoral CIGDE. Am aplicat tradițional, ca și în anii precedenți, mai multe metode de documentare și cercetare. În speță este vorba despre analiza documentelor, monitorizarea ședințelor Comisiei Electorale Centrale, solicitări de acces la informații au fost transmise în adresa instituțiilor. De asemenea, am analizat, am monitorizat paginile web ale acestor două instituții, precum și rețelele sociale, dar au fost realizate și interviuri semi-structurate cu reprezentanții instituțiilor. Totodată, este necesar să precizăm că monitorizarea a fost realizată în baza planului strategic a acestor două instituții, în măsura în care aceste planuri strategice au cuprins sau au prevăzut indicatori foarte clar, bine formulați și cuantificabili, sau în lipsa unor astfel de indicatori în planurile strategice, am recurs la evaluarea acelor indicatori pe care i-am regăsit în planurile de acțiune a instituțiilor. Respectiv, aprecierea gradului de îndeplinire a sarcinilor s-a oferit pe trei scale. Vorbim despre sarcini realizate, sarcini nerealizate, fie sarcini parțial realizate, dacă pornim de la o perspectivă cantitativă. De asemenea, dintr-o perspectivă calitativă, sarcinile au fost calificate în felul următor: lipsă de impact sau impact redus, impact mediu, impact major sau nu a fost posibilă evaluarea calitativă a sarcinii. Trebuie să menționăm că evaluarea calitativă este realizată în cadrul raportului și prezentată analiza doar pentru sarcinile sau pentru activitățile pentru care a fost posibilă evaluarea tuturor sarcinilor dintr-o activitate, respectiv nu toate activitățile, să spunem așa, au fost posibil de realizat și o evaluare calitativă completă, dar sperăm foarte mult că acest lucru va fi posibil atunci când vom realiza raportul final de monitorizare pentru întreaga perioadă 2020-2023 de implementare a planurilor strategice, cum spuneam, a Comisiei Electorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Acestea fiind spuse, cred că este clar care este metodologia cercetării și o să invit în continuare pe colega mea, Mariana Dobrovolski, să vă prezinte rezultatele acestei analize, acestei monitorizări. Mariana a realizat și în anul trecut această analiză, de aceea o să o poată prezenta pe alocuri, inclusiv și date comparative cu anul precedent. Mariana, ai cuvântul? Da, mulțumesc, Nicolae. Deci, în cele ce urmează, mă voi expune asupra gradului de implementare sau realizare în anul 2022 a planurilor strategice ale Comisiei Electorale Centrale și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. În planul său strategic, Comisia Electorală Centrală și-a stabilit trei scopuri, și anume prestarea impecabilă a serviciilor electorale în concordanță cu valorile sale fundamentale, dezvoltarea punților de comunicare și cooperare cu actorii cheie
în vederea consolidării democrației, îmbunătățirea practicii și legislației electorale și fortificării instituției drept autoritate credibilă pe plan atât național cât și internațional orientată spre beneficiari, precum și dezvoltarea unei organizații eficientă cu o cultură pozitivă și clară. Pentru anul 2022 au fost planificate 21 de activități cuprinse în 51 de sarcini. Principalele constatări în urma analizei documentelor primare, a rapoartelor, a paginilor web și a tuturor metodelor de colectare sunt că în cazul a 29 de sarcini, ceea ce presupune 57% din sarcinile planificate, indicatorii stabiliți în planul strategic și planul de acțiune ale instituțiilor sunt formulați general și nu permit o măsurare clară a gradului de realizare. În cazul a 19 sarcini, ceea ce constituie 37%, indicatorii stabiliți de instituție stabiliți în planul strategic diferă de cei stabiliți ulterior în planul de acțiuni și planurile de acțiune ale aparatului pentru anul 2022. În cazul a 3 sarcini, indicatorul stabilit nu corespunde sarcinii planificate. În cazul a alte 3 sarcini, nu a fost atribuit un indicator de performanță fie în planul strategic, fie în planul de acțiuni. De asemenea, indicatorii stabiliți permit mai degrabă evaluarea cantitativă a sarcinilor decât evaluarea calitativă impactul acestora. Din punct de vedere calitativ, o evaluare a fost posibilă doar pentru 3 activități realizate integral către sfârșitul anului 2022, iar în opinia evaluatorului, acestea au produs un impact major asupra prestației aparatului CEC, proceselor de lucru, vizibilității instituției și a gradului de atingere a agendei. Propriu zis pe scop, scopul numărul 1 a vizat prestarea impecabilă a serviciilor electorale în concordanță cu valorile fundamentale ale Comisiei Electorale Centrale. Observăm că 13% din sarcinile planificate au fost realizate, 31% au fost realizate parțial, iar 56% au rămas nerealizate. Potrivit nouă, cel mai înalt grad de realizare l-au atins activitățile ce au presupus perfecționarea SIASA și menținerea sistemului integrat de management al calității și securității informaționale, pentru care 67% din sarcinile planificate au fost realizate. La polul opus, cel mai redus grad de realizare l-a atins activitatea ce a presupus sporirea incluziunii electorale, unde toate sarcinile planificate au rămas nerealizate către sfârșitul anului 2022. Vis-a-vis de cel de-al doilea scop, care a presupus dezvoltarea punților de comunicare și cooperare cu actorii cheie în vederea consolidării democrației, îmbunătățirea practicii și legislației electorale și fortificării CEC drept autoritate națională pe plan național și internațional, observăm că din sarcinile planificate 38% au fost realizate, 33% realizate parțial, iar pentru 29% sarcinile au rămas nerealizate. Cel mai înalt grad de realizare a fost atins de către activitățile ce a presupus extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și participarea activă în cadrul asociațiilor electorale și regionale și internaționale, sarcinile cărora au fost realizate în totalitate. La polul opus, cel mai redus grad de realizare l-a presupus activitatea consolidarea pe domenii cu partenerii de dezvoltare, unde 67 din sarcinile planificate au rămas nerealizate. Și cel de-al treilea scop, care a presupus dezvoltarea unei activități eficiente cu o cultură pozitivă și clară, observăm că doar 28% din sarcinile planificate au fost realizate, 36% realizate parțial, iar 36% au rămas nerealizate. Potrivit nouă, cel mai înalt grad de realizare l-a înregistrat activitatea ce a presupus fortificarea serviciului de audit intern, realizată 100%. La polul opus, cel mai redus grad de realizare l-a înregistrat activitatea ce a presupus implementarea unor măsuri pentru dezvoltarea sinergiei interne a angajaților, perfecționarea sistemului de comunicare și îmbunătățirea climatului de muncă, precum și a creșterii solidarității, unde 100% din sarcinile planificate au rămas nerealizate.
Un tablou general este prezentat în graficul atașat. Observăm că 33% din sarcini au fost realizate parțial, 27% realizate, iar 39% au rămas nerealizate. Desigur că pe parcursul anului instituția a înregistrat și anumite realizări semnificative, printre acestea menționăm modificarea codului electoral și a legislației electorale, elaborarea conceptului și planului de acțiuni pentru elaborarea și pilotarea sistemului informațional de vot prin internet, sporirea calității rapoartelor financiare depuse de organul de supraveghere și control, menținerea unui dialog constant cu organizațiile societății civile și jurnaliștii, comunicarea cu alte instituții naționale și internaționale și evaluarea funcționalității componentelor sistemului de control intern managerial în cadrul instituției. Totuși, am observat și am identificat careva restanțe către sfârșitul anului 2022. Printre acestea, menționăm lipsa progresului privind publicarea în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, lipsa parteneriatelor și activităților comune cu Consiliul Audiovizualului și Consiliul pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, lipsa unor rezultate palpabile în vederea creșterii coeziunii echipei, precum și lipsa softului privind profilul electoral al alegătorului și a depozitului de date statistice. Similar anului 2021, ca și în fiecare an, avem câteva recomandări către instituția monitorizată, și anume setarea pentru următorul exercițiu de planificare strategică a unor indicatori de performanță măsurabili, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, definirea și clarificarea concretă a sarcinilor, în vederea evitării unor interpretări în dependență de situație, și avem cazul activității ce a presupus accesibilizarea sediului și a canalelor de comunicare din actualul plan strategic, asigurarea pentru următorul exercițiu de implementare strategică a unei trasabilități între planul strategic, planul de activitate al instituției și planurile de activitate ale direcțiilor, astfel încât acestea să reflecte aceleași activități, aceleași sarcini și aceleași indicatori de performanță, respectarea termenelor limită de realizare a activităților strategice, monitorizarea periodică, ar fi bine semestrial, a realizării activităților și evaluarea rezultatelor obținute, înlăturarea în regim de urgență a deficiențelor de funcționare a modulului electronic control financiar, modificarea formatului anexelor descărcate din modulul control financiar, astfel încât acesta să fie prelucrabile și reutilizabile. Spre exemplu, am mai spus și în anii anteriori, ar fi bine formatele CSV sau Excel. Inițierea și asigurarea unei cooperări constante și axată pe rezultate cu instituțiile statului pe marginea activităților stabilite în planul strategic, precum și realizarea unei evaluări anuale a satisfacției angajaților privind condițiile de muncă, identificarea soluțiilor necesare remedierii problemelor legate de condițiile de muncă și necesitățile angajaților. Ceea ce privește Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, la fel și-a stabilit trei scopuri. Acestea au presupus prestarea serviciilor de instruire, educație civică și cercetare, modernizate, continue și adaptate necesităților beneficiarilor, realizarea tuturor măsurilor interne necesare în vederea asigurării capacității CEC de realizare a activităților de instruire, educație civică și cercetare propusă, precum și sporirea vizibilității instituției și stabilirea parteneriatelor strategice. Pentru anul 2022, instituția și-a planificat 16 activități încadrate în 40 de sarcini. Principalele constatări în urma analizei planurilor și rapoartelor au fost că în cazul a 13 sarcini, ceea ce a constituit 33% indicatorii stabiliți în planul strategic, nu sunt măsurabili și sunt formulați general. În cazul a 20 de sarcini, ceea ce constituie 50%, indicatorii stabiliți de instituție în planul strategic diferă de cei stabiliți ulterior în planul de activitate.
În cazul a două sarcini, nu a fost atribuit un indicator de performanță, fie în planul strategic, fie în planul de activitate. Unele sarcini au fost formulate fragmentar, astfel încât raportarea a fost atribuită pentru mai multe sarcini. Indicatorii stabiliți permit mai degrabă o evaluare cantitativă a sarcinilor decât o evaluare calitativă, iar o evaluare calitativă a fost posibilă pentru noua activități realizate integral către sfârșitul anului 2022, în opinia evaluatorului 5 dintre acestea, ceea ce constituie 56%, au produs un impact major, iar 4, ceea ce constituie 44%, un impact mediu asupra vizibilității publice a instituției, beneficiarilor și gradului de percepere de către public a serviciilor oferite de instituție. Privind realizarea primului scop, ce a presupus prestarea serviciilor de instruire, educație civică și cercetare modernizate, continue și adaptate necesităților beneficiarilor, observăm că instituția a realizat 84% din sarcinile planificate, câte 8 au fost realizate parțial și alte 8 nerealizate. Potrivit evaluatorului, cel mai înalt grad de evaluare l-au atins activitățile ce au presupus digitalizarea instruirii și educației electorale, implementarea sistemului de control al serviciilor de instruire și educație civică, sistematizarea resurselor metodologice de instruire și educație civică, realizarea cercetărilor electorale, publicarea revistei de cercetări electorale, dezvoltarea bazelor teoretice și practice a consultanței electorale și dezvoltarea bibliotecii cercetătorului, pentru care sarcinile planificate au fost realizate în totalitate. La polul opus, cel mai redus grad de realizare l-a atins activitatea ce a presupus instruirea continuă a potențialilor funcționari electorali, precum și a celor desemnați în componența organelor electorale, pentru care 25% din sarcini au rămas nerealizate. Privind scopul numărul 2, ce a presupus realizarea tuturor măsurilor interne necesare în vederea asigurării capacității CICDE de a realiza activitățile de instruire, educație civică și cercetare propusă, observăm că 50% din sarcinile planificate au fost realizate, iar 50% au fost realizate parțial. Ambele activități planificate au fost realizate în proporție de 50 pentru fiecare dintre sarcini. Și cel de-al treilea scop, ce a presupus sporirea vizibilității instituției și stabilirea parteneriatelor strategice, observăm că din sarcinile planificate 67 au fost realizate, iar 33 realizate parțial. În opinia evaluatorului, cel mai înalt grad de realizare l-a atins activitatea ce a presupus promovarea imaginii CICDE online și offline, unde sarcinile au fost realizate în totalitate. Pentru alte trei sarcini, pentru alte trei activități, de fapt, sarcinile au fost realizate în proporție de 50%, iar în proporție de alte 50% realizate parțial. Un tablou general prezentat, observăm că 75% din sarcinile planificate au fost realizate, 20% realizate parțial și doar 5% nerealizate. Similar, CEC și Centrul de Instruire Continuă a înregistrat anumite realizări semnificative și aici am dorit să menționăm elaborarea și aprobarea în cadrul a trei universități a curriculului Cultura Democratică, elaborarea curriculumului pentru disciplina opțională Educație Electorală pentru clasele a 9-a și a 10-a, diversificarea și în acest an a gamei de activități, comunicarea cu alte instituții naționale și internaționale și realizarea activităților în cadrul parteneriatelor stabilite, recrutarea în premiera formatorilor vorbitori de limba rusă, precum și sporirea și în acest an a bazinului funcționarilor direcției activităților de instruire și educație electorală. Anumite restanțe au fost identificate și pentru acest an și vorbind despre lipsa progresului privind acreditarea cursurilor de instruire pentru alte categorii de beneficiari, disponibilitatea produselor elaborate doar în limba română, interesul scăzut al părților interesate față de serviciile prestate de instituție contra cost și lipsa unei promovări a ofertei educaționale
pe paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram și Telegram. Câteva recomandări și pentru Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral ar fi setarea pentru următorul exercițiu de planificare strategică a unor indicatori de performanță măsurabili atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, evitarea pentru următorul exercițiu de planificare strategică a formulării fragmentate a sarcinilor și dublării acestora, asigurarea pentru următorul exercițiu de implementare strategică a unei trasabilități între planul strategic și planul de activitate, astfel încât documentele să reflecte aceiași indicatori pentru aceleași sarcini, acoperirea mai nuanțată a subiectelor sensibile în cadrul instruirii funcționarilor electorali, și aici noi am atras atenția asupra anumitor aspecte, cum ar fi obligația privind afișarea la sediu a informațiilor de interes public, obligativitatea prezentării la numărarea buletinilor de vot doar de către un singur membru. Promovarea activă, de exemplu, fixarea postării despre serviciile instituției ca postări speciale, repostare pe paginile grupurilor țintă în vederea preluării acestora, prezentarea serviciilor CICD în format video, asigurarea traducerii produselor și materialelor elaborate în mai multe limbi, de exemplu în limbile rusă, engleză, ce în opinia noastră va spori și accesul la acestea și va asigura utilizarea lor drept referință de către alegători, cercetători, funcționari electorali și reprezentanți ai altor instituții din alte state. Și ultima recomandare ar fi identificarea resurselor financiare și a oportunităților ce ar permite participarea formatorilor CICD în activități de formare externe. Acestea fiind spuse, mai multe detalii le găsiți în raportul integral, implementarea planului strategic al Comisiei Electorale Centrale și Centrul de Instruire Continuă pentru anul 2022. Mulțumesc! Și în continuare a ultimei fraze a Marianei, o să precizăm că raportul va fi astăzi publicat pe pagina web Asociației Promulex. Acolo o să găsiți toate detaliile legate de fiecare scop în parte pentru fiecare instituție, fiecare sarcină, ce aprecieri s-a dat. Vrem să precizăm încă o dată de ce este important acest exercițiu de monitorizare, ori în opinia noastră încercăm să venim în suportul instituțiilor respective cu aceste constatări, dar și cu recomandări pentru a asigura o mai bună formulare a sarcinilor, dar nu în ultimul rând, sau cum spunea și Mariana, a obiectivelor, astfel încât aceștia să fie măsurabili, să putem să urmărim într-adevăr mai eficient în ce măsură s-a realizat sau nu s-a realizat o anumită sarcină. De aceea aș încuraja instituțiile să fie receptive la aceste recomandări formulate la final în cadrul acestei prezentări. Și aveam cu toții speranța că în anii următori prestația instituțiilor va spori. Vrem să precizăm, într-adevăr, așa cum vorbea și Mariana mai devreme, știm cu toții că în anul 2022 un efort aparte, deosebit, care cred că este în premieră realizat după ce a fost adoptat primul cod electoral în 97. Iată că în anul 2022 a fost adoptat un nou cod electoral la care instituția Comisiei Electorale Centrale a avut un rol semnificativ. Am încercat și am fost și noi participanți în cadrul acestui proces de consultări publice. Am venit cu propuneri, cu recomandări în cadrul consultărilor respectiv. Știm cât de complex acest efort a fost. Merită apreciat, cum spuneam încă o dată, și am dorit să le urăm succes acestor două instituții și în acest an, așa cum urmează să desfășoare pentru prima dată în baza unui nou cod electoral alegerile locale generale din toamnă. Respectiv, vom fi atenți în continuare, pentru că vorbea Mariana din unele din recomandările prezentate, sunt formulate inclusiv în baza constatărilor noastre din rapoartele de monitorizare din anii precedenți. Deci munca de monitorizare va continua.
Pe această notă vrem să vă mulțumim pentru atenție și să vă invităm pe pagina web Asociației Promulex să faceți cunoștință în detalii cu raportul de monitorizare prezentat în cadrul acestei conferințe. Mulțumim mult și o zi bună în continuare!